Statele Unite ale Americii și Canada au fost scoase de pe lista galbenă. Asta înseamnă că nu mai intri în carantină când te întorci în țară din aceste state. Comitetul Național pentru Situații de Urgență a actualizat lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Țări cu mulți români, precum Italia, Franța, Spania sau Marea Britanie, continuă să fie pe această listă. Odată ce te întorci în România din aceste țări, intri în carantină 14 zile sau doar 10 dacă prezinți un test PCR negativ. Dacă te-ai vaccinat și au trecut cel puțin 10 zile de la rapel, ești scutit de orice restricție la intrarea în țară. Dacă nu ești vaccinat și te aventurezi să pleci în străinătate, trebuie să verifici înainte condițiile de intrare în țara respectivă. O poți face pe site-ul Ministerului Afacerilor Externe.